Aș vrea să vorbesc despre sărbătoarea numită Sfântul Ilie. În fiecare an, pe data de 20 iulie, ortodoxii îl sărbătoresc pe Sfântul Ilie, care este, după cum o să vedem, încă o sărbătoare plină de superstiții și, bineînțeles, ruptă din păgânism. Sfântul Ilie este în panteonul românesc zeul focului și al soarelui. Este de temut pentru că spune credința, de fapt tradiția, în dorința sa de a ucide diavolii care se ascund pe pământ, în corburi, în case și chiar și în animale, zice că se ascund diavolii. Zice, Sfântul ăsta zice că îi ucide, în dorința sa de a-i ucide pe diavoli, el fulgeră și din cauza asta pot muri și oamenii care i-au ignorat sărbătoarea și au lucrat. Din punct de vedere mitologic, Sfânt Ilie ar fi identificat cu zeul de origine iraniană Mitra, cu Helios din mitologia greacă și cu Gebelizis din mitologia geto-dacă. Ca divinitate solară și meteorologică, Sfânt Ilie provoacă incendiile în veile toride, produce tunetele, fulgerile și trăznetele în timpul furtunilor, leagă și dezleagă ploile, hotărăște unde și când va da grindină. Ca personaj profan, este un om obișnuit, soldat, vânător, agricultor, crescător de animale, negustor de vite. Deci Sfânt Ilie, personajul ăsta, nu Sfântul Ilie. Deci trebuie să vedem că e vorba de alt personaj și nu e vorba de Sfântul Ilie din Biblie. Fiind ispitit, înșelat de drac, Sfânt Ilie omoară mai mulți ai propriei familii. Aceste păcate grave sunt ispășite în mai multe feluri. În cele din urmă, Dumnezeu îl iartă, îl trece printre sfinți și îl înalță la cer într-o trăsură cu roți de foc, la care sunt înhămați doi sau patru cai albi înaripați. Vedem cum se leagă de evenimentul din Scriptură, unde Sfântul Ilie este înălțat la cer, dar îl asociază cu personajul mitologic Sfânt Ilie, de fapt cu zeul venerat de greci și de păgâni. Da. Acolo, pe cer, aleargă printre nori, tună, durduie, duduie, huruie, bubuie, fulgeră și trăznește în stânga și în dreapta dracii cu biciul lui de foc. Speriați aceștia se ascund pe pământ, prin pomi, pe sustreașina caselor și în turnele bisericilor. Deci, cumva recunosc că dracii se pot ascunde și în templele lor, în bisericile lor. Dorind să nu-i scape niciunul, Sfânt Ilie trăznește și arborii, oamenii, vitele, casele, bisericile în care s-ar fi ascuns dracii. Simbolurile prin care Sfânt Ilie se definește ca un veritabil zeu solar sunt evidente. Trăsura cu roțile de foc și cai înaripați, biciul și săgețile de foc, tunetele, trăznetele și fulgerele cu care luminează cerul înnorat, subordonarea și ierarhizarea divinităților aducătoare de arșiță și foc în luna de cuptor, multe din acestea fiindu-i surori, cum ar fi pârliile, panteliile, astea ci că sunt surorile, și frații Ilie, Pălie și Pantelimon, sau simpli vizitii la carul lui de foc, deci are mai mulți subordonații Sfânt Ilie ăsta. Tradiția populară crede că Sfânt Ilie va fi trimis la sfârșitul lumii, de fapt, tradiția spune că Sfântul Ilie va fi trimis la sfârșitul lumii să se războiască cu Antichrist. Da, de fapt, de drept nu Sfântul Ilie se va război cu Antichrist, știm bine că nu, din Biblie, dar tradiția spune asta și zice că tot Sfântul ăsta îl va ucide pe Antichrist, iar prin sângele său va lua foc tot pământul. Tradiția spune asta și în Biblia. Ploile furtunoase de după ziua Sfântului Ilie sunt urmarea supărării lui, deoarece nu i s-a spus când este ziua. Da. Deci se spune că el nu știe când este ziua lui și este supărat și de-aia tună și fulgeră. După această zi, grindina nu mai are putere. Tot acestei cauze i s-ar datora călurile zilelor câinilor sau zilele caniculare în perioada 20-30 iulie, când constelația Sirius, câinele, adică
așa mai este numită constelația asta, răsare în același timp cu soarele și care, înjugată cu soarele, se crede că face marea să fiarbă, să turbeze câinii și să pălească totul. Femeile nu mănâncă mere și alte fructe până la Sfântul Ilie, când se crede că morții, mai ales copiii, vin pe la casele lor și de aceea sunt chemați copiii la câte un măr nescuturat până aici și le se dau mere de pomană. Se duc la biserică spre sfințire tot felul de fructe, precum și colaci. Și aici avem de-a face cu sărbătoarea anumită Moșii de Sfânt Ilie, sărbătoare păgânească, bineînțeles. Pasărea predilectă a Sfântului Ilie este cocoșul. Obiceiul de a tăia cocoșul în această zi este, în fapt, o jertfă plăcută Sfântului. Se zice că Sfânt Ilie toacă în cer în fiecare noapte, dar nu-l aude nimeni în afara cocoșelor, care începe apoi să cânte. Așadar, Sfântul Ilie este o mare sărbătoare la care gândul se îndreaptă în egală măsură către lumea de aici, adică se fac petreceri și târguri în perioada asta, în perioada sărbătorii astea. Dar gândul se mai îndreaptă și către lumea de dincolo, deci avem de-a face și cu cultul morților. În tradiția populară, Sfântul Ilie aleargă pe cer cu caii lui albi în aripaci, cu o căruță cu patru roți, piciuind dracii care l-au înșelat, iar când aleargă cu căruța, durie, trăznește și tună în locurile în care dracii s-ar putea ascunde. La baza divinității acestui sfânt stă un zeu al focului, grecii avându-l pe Helios și getodacii pe Gebelizis. Sărbătoarea are loc în luna lui Cuptor, acest zeu conducând toată meteorologia din perioada verii. Sfântul acesta este un sfânt provenit dintr-un mirean, dintr-un simplu pământean, a fost înșelat de drac, spune legenda, iar acum nu face altceva, Dumnezeu oferindu-i tunul și fulgerul, decât să-i alerge și să-i omoare, spune etnologul Aurel Bodiu, așa spune omul ăsta, că sfântul ăsta este un om, ca un sfânt care Dumnezeu i-a dat pe mână tunetul și fulgerul. La această sărbătoare a verii sunt și alți sfinți, frați și surori ai lui Ilie, cum ar fi Ilie Pălie, Sfântul Foca sau Sfântul Pantelimon, cu toți sfinții ai soarelui, declară același etnolog Aurel Bodiu. Nu sunt puține legende despre Sfântul Ilie și despre pedepsele pe care le primesc dacă se lucrează în această zi. În ziua de Sfântul Ilie nu se lucrează nimic, întrucât oamenii se tem de trăznetul și de biciul lui Ilie și se tem că le-ar putea împrăștia furnul. Există o legendă care spune că de ziua lui el face ravagii și atunci Dumnezeu nu-i spune exact când este ziua lui. El nu ține minte ziua și întreabă, Doamne, când este ziua mea? Și Dumnezeu îi spune, mă, este Ilie. Și când a întrebat când e ziua mea, păi a fost, mă, Ilie, astfel încât să nu fie atât de nervos în ziua aceea pe care o sărbătorim în luna iulie. În acest sens, toate legendele populare spun că Dumnezeu i-a luat lui Ilie o mână și un picior ca să nu-i dea puterea aceea mare, povestește tot etnologul acesta. Deci, cumva, se spune, tradiția spune că Dumnezeu îl minte pe acest sfânt și nu îi spune când este ziua, îl păcălește, practic, și până la urmă îi spune că a trecut ziua lui. De parcă Dumnezeu este un om păcătos ca noi, care ar putea să mintă și să păcălească pe unul din sfinții lui. Deci, până aici se ajunge cu tradițiile și sărbătorile astea păgânești mincinoase.